Salutare, dragi prieteni, bună dimineața, vă spun. Bună ziua, mai bine spus, sunt aici cu administratorul canalului. Bună ziua, tuturor. Stai să mă facechemo. Astăzi o să instalăm pentru nostalgici. O să instalăm un Windows XP, dar o să vedem cum o să facem, că îți dorești mai mult conexiunea la internet. Păi, dar nu cred că ai conexiune, Bogdan, vreau. Adică după atâtea ani de zile mai ai conexiune la net. XP, adică eu nu cred una. Ăla să putea conecta la net, doar că nu mai mi-aduc eu aminte cum se făcea. Am aici o cheie de produs pentru Windows XP, validă. Dacă vreți, luați-o. Că nu e nicio problemă. Dacă vi se potrivește un Windows XP profesional, dacă vi se potrivește, oricum nu mai contează că a fost piratat. Stai, a fost piratat Windows-ul la 10.000 de ori, vorba lui Leana și Costel. Așa, deci, haideți să deschidem aici VirtualBox. Zici tu ceva? Te vezi ciudat pe face la multă, că te vezi într-o rotundă atât. Îți mai rotunjel. Astăzi. De râdeam la început cel mare cât te puteai așa haios, știi? Așa. Mă gândeam să instalez să instalez Windows, opa, să instalez Windows XP pe laptop, dar nu. Pe camera pe tine. Nu arăta alte lucruri. Așa, stai să mă pun într-o poziție în care să mă și văd, da? Create virtual machine. Windows XP cu Diana și E cu YouTube. Diana. Testăm Windows XP cu Diana și YouTube. Hai să văd așa. Lasă-o pe Diana, știa de numele. Las așa. Așa, aici am un Windows XP profesional. Pentru calculatoarele mai vechi, e un super. Hei. Stai, un super Windows pentru calculatoarele mai vechi. 256, 512, XP. Așa. Trebuie să ștergem aici o chestiune. Că mai avem de șters la. Curioasă și o de chestii, Bogdane. Oh. Poate pe laptopul ăsta meu care l-am. Deci chiar merge și eu, dar nu cred. Nu o să te chinui, adică. Pe care pe machine ăla? Nu, pe IC-ul meu, mă, ce? Pe IC-ul meu, scuze. Da. Te chinui în sensul că trebuie să găsești programe dedicate pentru XP, nu mai prea suportă XP-ul multe programe din ziua de azi. Ah, mă, ce dracu. Trebuie să-mi apară aici să dau next, dar nu. Dar nu te sfătuiesc. De ce? A, nu, doar am întrebat așa, nu. Vrei să lucrezi tu pe XP? Curiozitate simplă.
Dar nu are să dau finish, deci... Hai, mă, lasă-mă. Să pot și Windows. Nu știu, dragii mei, cât de bine ne auzim, pentru că Bogdan uneori mă interferează, așa că... Mai buzi, da, câteodată uneori. Mă scuzați pentru micuțele probleme tehnice. Dacă nu se înțelege uneori, o să încerc să vă traduc eu, dacă nu... Da. Avem aici un IT profesional și... Dacă nu se supără domnul admin, bineînțeles. Păi nu, că știu, ești admin, deci n-ar trebui să mă supere pe tine. Am zis și eu așa că fac diverse. Că tu știu eu că tu pe Așa. mine nu te superi niciodată. Încep. Eu m-am mai jucat pe Windows XP, de aia m-a lăsat să dau finish. Acum... Îmi cer scuze pentru micile bâlbâieli că se zic așa, da. Și mi-a deschis interfața Windows-ului XP. Start. Acum ce urmează de instalare de Windows? Acum urmează practic instalarea de Windows. Aici trebuie să avem puțin pa să avem puțin atenție. Și ceva nu s-a făcut bine, dar totuși cred că e ok. Bine, putem să dăm ESC Așa. și să-și dea reboot dacă nu convine ceva. Pentru cine își aduce aminte, asta dura foarte mult dacă aveai 512 sau bine, cine avea 256 era super ok, asta dura foarte mult dacă instalai în format quick, Ăsta format e un Windows-ul generației 2000. generații 2000, 2004, 5, 6, 7. Eu am venit de la 2000 încolo pentru că el a apărut undeva Prin în 2000, 2000. 2001 mai exact. 2000, 2001 și am mers până la 2010, parcă, dacă nu mă înșel. Windows XP, să nu zic prostii, 2009-2010. Am avut un prieten care până a schimbat sistemul 7 sau 1 cât îl avea, l-a folosit XP-ul și a trecut direct cu 7. Adică undeva până prin 2009. Cam pe acolo. Cam prin zonele alea a fost un Windows destul de simpatic, destul de ușor de folosit, accesibil pentru toată lumea. Bine, după cum am zis la începutul videoclipului, a fost piratat de sute de milioane de ori Windows-ul ăsta la vremea lui. Eu n-am avut ocazia de a mă juca pe el, dar ți-am zis, am avut un prieten care l-a folosit până încoace hăt. Că toți era la el driverele video. Dacă apucai de ștergeai driverele video sau audio, Era mai complicat. ori te vedea Dumnezeu până găseai driverii, ori trebuia să-l reinstalezi de la zero. Cu CD-ul bootabil, cu bai de ma. Ăsta nu merge să faci stick, să-l pui de pe stick. Nu, poți să ai tu programele lupește de asta dacă n-ai CD-ul, nu-l instalezi. Deci vă spun că am încercat să-l instalez după stick la laptop și nu. Nu suportă. Da, unitatea ta ar suporta oare? Nu suportă nici ea. Cu toate că are 4 GB de RAM și ar zbura la 4 GB de RAM și procesorii 5
Nu o suportă pentru că ăsta se baza pe CD-uri. Deci, este făcut când a fost vremea CD-urilor, când găseai CD-uri la tot pasul. Acum chiar nu știu dacă mai găsesc CD-uri. Aș vrea să mai găsesc CD-uri pentru CD player. Am și un CD player. Dar nu mai găsesc discuri. Și magazinul nu e ca acum. Zici că te duci în Microsoft Store și ții. Nu. Magazinul de aplicații erau prietenii tăi. Ăla era magazinul de aplicații. Adică, dacă tu, Diana, aveai un CD-ul cu jocul care îmi plăcea mie, mi-l împrumutai și mie pentru o zi, 2 săptămâni. Sau dacă aveai programul care mi-l doream eu, mi-l împrumutai. Sau... Ăla era magazin de aplicații. Serios? Da. Uite, n-a știut. Adică nu erai cum e acum că stai enter to restart. Și după restartul ăsta ar trebui să intre în... Nu mai apăsa spini. A, mai intră direct pentru că eu m-am mai jucat cu el, dar normal nu mai trebuia. Uite. Acum vă pune să alegeți cheia de produs, dar e singurul Windows care chiar dacă a fost piratat de milioane de ori, să nu mă repet ca papagalul, nu ti lăsa treci mai departe fără cheie de produs și am să vă arăt. Pentru că ăsta la vremea lui a fost cum e acum Windows 11. A fost în mai multe versiuni. Home, Da, profesional. Windows 11 nu prea l-aș recomanda la oamenii simpli cum suntem noi. Nu, no, n-ai ce face cu ăla la calculatoare simpli. Unitatea mea suportă, dar asta înseamnă să o stresez. Înțelegi? Și laptopul suportă, da? Nu vreau să-l stresez nimic, știi? Bine, mulți spun, mamă, XP-ul nu mai poate fi folosit dacă n-ai antivirus. Ba da, poate fi folosit cu Avast, cu antivirusul Avast, dar pentru făcut chestii simple, adică un stat pe Facebook, un stat pe internet, poate fi folosit foarte simplu, foarte bine și acum. Windows XP, știi? Bineînțeles, pe calculatoarele mai vechi și care suportă minim 256 sau 512 GB de RAM. Dar nu a crăpat chiar de tot, adică poate, mai poate fi folosit. Bine, cu mici, uite, exact ce spuneam. Dacă încerc să fac, știți că la Windows 10 aveți aici I have a product key. Când am ok de produs, îi dați ok și treceți. Aici nu. Și erau încă o chestie la cheia de produs. Dacă eu să zicem că mi se defecta Windows, da? Și puneam cheia de produs. Dacă îl schimbai, Așa. nu mai era validă cheia pe care tu deja o aveai. Da. Ca să împiedici piratarea. Dar oricum a fost piratat. De 10 milioane, așa că... Bine, sistemul de la Microsoft a fost asta, da? A fost și asta bun la vremea lui. Uneori nu prezint, te auzi. A fost și asta bun la vremea lui, un sistem de securitate pentru anii 2000 gândit bine. Adică să schimbi cheia de produs de fiecare dată când tu schimbi Windows-ul. Da, ca să nu aibă probleme. Ca să nu poată fi piratat, dar oricum sunt pirata. Și da, aici o să mă aplec un pic la monitor.
4-4. O zic pentru că așa mi-e mai ușor. Și oricum nu mai are nicio. Chiar dacă îl mai piratez, nu se mai întâmplă nimic. T4-4. H2. H2. Așa. Nu puneți liniuțile astea, că astea nu trebuie spuse. Bm3 g7. Stai să nu fac prostii. Bm3 g7. G4. G4. Acum rugați-vă să meargă cheia. Știi? Odată a mers, dar a doua oară, cine știe. Stai, eu văd că dacă Q-R Q-R M-P-D-R-M M-P-D-R-M B-W B-W F-W Per F-W M-Q-D M Hai, merge de... Hai că a mers! Da, eu i-am dat calculator mare, i-am dat hardul, l-am făcut mare. Ce este 12 să instalezi pe un calculator real? Nu îți merge de multe ori chestia asta. Să-l păcălești. Da, datorită faptului că eu mașină virtuală, dai seama. Și ia și datele din calculatorul meu, adică 4 GB de RAM, chestii, 300 Da. de aia îl pot păcăli, de aia nu mi-a dat să creez partiții, pentru că el deja are partiții, să zicem așa, create. Dar să stai să-l instalezi pe un calculator real, te chinui cam vreo jumătate de oră. Corect. Dacă nu știi ce faci, știi? Dar așa vine în continuare cu driverele audio preinstalate și video, dar am zis la internet. Bine, chiar dacă noi activăm acum internetul, dar așa ca și Windows, să vă arăt un pic ce avea prin interior, ca și sistem de operare, e ok, știi? E pe 64 de bit. Zine-ne. Normal că dacă decât nu ai deloc, vă verificați cu unul din ăsta. Corect. Atunci, când nu prea știa oricine să facă Windows-uri, știi? Și când se defecta, mamă, zici că era sfârșitul planetei, trebuia să te descurci cu ce ai, știi? Corect. Nu se făcea figuri ca acum, că vai, eu vreau Windows 11 de ultimă generație și stai că nu-mi place 11, trec pe 7, stai că nu-mi place, nu. Că nu era... Trebuia să te descurci. Dar ai putea să activezi netul dacă vrei să faci ceva. Bine, dar e destul de complicat. Trebuia să te conectezi cu userul și parola de pe cont. De chestii. Am înțeles. Era complicator până
până venea rețeaua să-ți cableze, să-ți O să bage. mă refer acum la vaccinată virtuală. Nu știu, o să vedem. Până venea rețeaua, eu vorbesc ce vorbesc, acum vă spun după calculatorul real. Până venea rețeaua să-ți cablezi, venea ușa de la rețea. Să-ți cablezi, ne jucam solitaire pinball. Care și pinball? La o săptămână vine dacă e mai. Depinde. Că depinde și unde stai, depinde și câte lucrări. Și de ce vă spun depinde și unde stai? Pentru că dacă stai la cucuiezii din deal, vorba vine. Și ei sunt la Măscăuți de Vali. E logic că durează până vine, știi? Și să mai ai și intervenții. De vedea Dumnezeu până... Și asta dura foarte mult. Revin, îmi cer scuze. Ok. Și chestia asta dura foarte mult. Când instala... Când instalam driver și... Când își făcea el ultimele... instalări, dura o grămadă pe calculator real. Cine avea PC cu memorie mică acum? Își mai dă un re... Please wait. Ca la Windows 10, please wait. Adică... Și am intrat în executabilul, în practică, în Windows XP. Așa, yes. Ești... Aia rezoluția. Asta este Windows XP, celebrul Windows XP. Aici ați dădea bun venit în Microsoft Windows XP, ați dădea aici niște... specificații, dar nu mai știu eu cum era. Ia să-mi aduc aminte un pic. Lopi. Stai să-mi aminte cum era la... uite aici. Microsoft Windows XP. Avem așa. Versiune 2002. Revin imediat. Da, am revenit. Deci avem versiune 2002, serial, Service Pack 3, așa, să vedem aici. La specificații. I5
Ne-a dat unui 5. Patruzeci CPU, noi 299 MHz, 19,2 MB, megabytes of RAM, i-am dezactivat opțiunea de update pentru că nu mai e niciun update, adică hai să-l lăsăm așa. Așa, floppy disk, cine avea floppy? Floppy, am să vă pun eu o poză cu ce a fost floppy, sau ce este floppy disk. Mai bine zis ce a fost, că nu mai e, nu știu dacă mai e de pe aici. Windows XP a fost la vremea lui cel mai bun Windows. Haideți să vedem dacă găsim un... Next. Yes. No. No, haideți să vedem dacă găsim internet cumva. Că nu mai știu. Sincer, nu mai știu cum activam internet aici. Am scris Google. Putem găsi rezultatele, dar nu mai există ea. M A I T U L. Da, nu găsim cumva. Ia. Google. Am internet aici. Nu mai știu cum activam internet aici, dar în fine, mergem la... Asta era misterul cu proprietățile de boxele vechi. Balans este în dreapta. Așa. Nu aici, aici vă arăt un pic cam ce era XP-ul, da? Deci ce puteai face în XP. Ăsta era sunetul general, mute. Aici era și microfon, avea chiar și... nu, unde eram? Că erai doamne, tu. Nu, doamne, cum e cicleta, două,
Aveai Windows Media Player, care îl știi multă lume pe asta. Nu mă mai duc, gata. Așa. Aveai chiar și recorder, dacă le mai și găsesc. Joculețe. Peste joci. Bine, n-am cum să joacă jocul ăsta, nu mai știu. Hai să căutăm... Nu. Cum de re... Doamne, iată. Așa. Vârf. Yes. Yes. Nu mai știu, n-am mai, n-am mai umblat din... Dai să. 12. Am venit și eu, dragii mei. De când n-am mai e. Bine ai revenit, Didi. Hai să vedem timpul, dacă vedem. Ah, uite, hai. Are și unul dintre. Aveai chiar și recorder la Windows ăsta. Uite asta. Îmi cere scuze, dar eu am mai închis microfonul să nu facă gălăgie, că s-a mai făcut treabă. Nu-i nicio problemă. Uite asta făceam noi toată ziua. Ah, a venit bomba. Uite, când venea bombele astea și când... Op. Ups, m-am mâncat. Ai o grămadă de chestii de aia. V-am zis, aveai chiar și recorder. Aveai... Era un Windows, dacă mai primea suport, era un Windows super. Pinball. A Dumnezeu, dacă mai știi cum se joacă, eu nu mai știu. Da. Stai să las în așa. Ce? Știi cum să joci jocul ăsta? Știam. Nu te auzi. Știam, dar nu mai știu. Ia, stai că nu mai știu. Deci, stai după space. Așa. Că nu mai știu cum să-mi faci cum faci, dar nu te înțelegi când vorbesc. Lansam după space bila, dar nu mai știu cum să mișc brațele alea de jos. Știi? Da? Ia, ce mai aveai pe ce? Încearcă să nu te apropii de cabluri când vorbești. Ah, cărțile, solitaire. Nu, n-am, nu m-am jucat niciodată, nu mi-a plăcut niciodată jocurile astea de cărți. Am văzut și eu jocul ăsta, dar niciodată nu am știut cum te joc. Nici eu. Practic era bun. O prietenă de-a noastră, cred că știi și tu, Bogdani. Cine? Mai joacă solitaire. Da, uite că n-am întrebat-o niciodată. Ah! Da, o știu. Internetul îmi pare rău, n-am cum să-l activez, că nu mai știu.
Dar... Oh, dar nu... Da. Nu mă lasă să-l activez. Ia. Vedem dacă fac așa e. YouTube. Nu mai. Info, dar nu cred că mai merge o activare după să am 10 amin. Pa, nu mai, nu cred. Nu. No. În fine. Dar pentru așa de ascultat muzică pe el și de așa. Nostalgie, da. Pentru nostalgie, da. Parcă mergea să activez netul, că unul l-a activat în mașina virtuală, dar eu nu numai. Eu unul nu mai știu cum să mai fac. Îți dai seama, din 2000, de când a apărut Windows-ul ăsta. Bine, el original a apărut din 2001. Da. Ca să știți voi. Și eu cam de pe atunci am învățat să umblu pe calculatoare. N-ai avut tu de pe cam Nu. atunci cum să Nu, înveți nu, nu, că eram mic, da, ai dreptate, am. tu în 2001 aveai 3 ani, adică. Nu, cam după la... De la 9-10 ani am învățat eu să umblu pe calculatoare. Nu chiar așa, nu umblam de la 3 ani, că nu-s... Îs dinozaur, nu-s ca generația asta de acum. Dar... De pe la vreo 9-10 ani, dacă s-a născut în 98, Nu, în 2007, 2008, l-ai tu. cam pe acolo. Să gândește-te că 7, 2006, când 2007 am plecat în Spania. 2006, 7, 8, l-am prins. Era Yahoo Messenger. Era bine, ce am făcut aici eu. E, na, dai seama, e curat, nu are niciun program. Dar, uite, e destul de fluent. Ia. Da. Ok, prieteni, până la un viitor video ne mai auzim. Sper că o să vă placă. Îmi pare rău că n-am putut să activez internetul. Dar, uite, ăsta era panoul de control. Pentru nostalgici, cred că e bine și atât cât este. O zi frumoasă aveți și toate cele bune. O zi frumoasă să aveți și toate cele bune. Și ca să încheiem așa, Vă așteptăm alături de noi cu like-uri, dislike-uri. comentarii de bine, de rău, băi, ești prost, bă, n-ai știut, bă, să faci așa, bă, nu să faci așa. Nu, nu mă deranjează din contră. Dacă mi-ați mai aduce aminte cum se făcea, ar fi chiar ok. Bine, fără ești prost, că oricum îl dezactivează YouTube-ul, deci puteți să jurați cât vreți. Vă dați seama. Totuși o comunitate virtuală, nu ne permite să ne zicem, știi? Nu, că mai găsești din ăștia, știi? A, Care... n-a știut. Nu, că mai găsești din ăștia care apucă ei. Și ca să încheiem tot într-un rit nostalgic, care își mai aduce aminte sunetul ăsta? Ok, prieteni, până la un viitor video, ne mai auzim! Zi frumoasă!